Bună ziua, dragi noștri, bun găsit la Întâlnirea cu Prof. Online. Pornim repede la ta treabă. Zicem că este tema pentru acasă. Da? Tema pentru acasă. Clasa A. A5, am. A4 a fost. Zi, Stefania, te rog. Determinați numărul natural neștiințe. Următoarele propoziții sunt adevărate. Determinați natural, așa încât, așa încât. Ce să se întâmple? Propozițiile sunt să fie adevărate. La părinte. Stai numai un pic să dau telefonul. Te sun eu îndată, da? Eu am început lecția și te sun în ideea și îți dau acum. Te rog, gata. Rezolvat. Așa. Deci spune, tu citește și eu să... Deci te rog numărul natural așa încât sunt îndeplinite condițiile. Hai să vedem. Ca propozițiile să fie adevărate. Așa încât propozițiile. Zicile următoare, nu? Da. Următoare. Sunt adevărate. Să fie adevărate. 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 Poftim. 7 pe 9 egal cu n supra 27. 7 pe 9 egal cu n supra 27, nu? Da. N supra 27. Echivalent cu. Ia să vedem. Ce idee aveți aici? Păi, pe 27 l-am putea afla 9, 3. Neadevărat, s-a simplificat într-un fel. Amplificat. Da. Pe asta cu 3, de. Ca să aibă aceeași numitor, nu? Asta e ideea. Și vedem, 3 ori 7, 21 supra 27, da? Egal cu n supra 27. Și acum când ai văzut că au același numitor, ești foarte fericit. Da. Și atunci numărătorii să fie egal. Deci de aici zici repede că nu e egal cu 21, da? Te rog, Ștefanie, altul. 5 pe 6 da. Egal cu n supra 30. A, așa, te las pe tine. Amplificăm cu 5. Cu 5 ca să ajungi la 30, da? 30. A, vorbește, Ștefania, ce lucrezi? Și atunci, 5 ori 5, 25, supra 5 ori 6, 30, egal cu n, supra 30, adică n egal cu 25. Da, următorul puniță acolo, hai, vorbește, conduci ședința, cât fac eu, dau da. Ceva aici. Dați trei exemple de fracții egale cu fracția 4 pe 7, ai căror numitor să fie mai mare decât 20. Deci, vă dați câteva, așa, a căror numitori? A căror numitori să fie mai mare decât 20. Să dați niște fracții a căror numitor să fie mai mare decât 20, nu? Da, să fie egal cu 4 pe 7. Să fie egal cu 4 pe 7. Deci, zice așa, 4 pe 7 este egal cu 4 pe 7. Uite așa o să spun. 4 supra 7 este egal cu și aici pui un numitor egal cu cine? Dar te gândești cu cât s-o amplifici pe asta ca la mulțire să depășească pe 20. Păi putem amplifica 4. Cu 3. Cu 3. 3 ori 7, 21. Da. Dar și cu 4 și cu 5. Deci cu 3 să zicem deodată, da? Deci va veni 3 ori 4, 12 supra 3 ori 7, 21, egal cu, și o altă echivalentă cu ea, da. Și o altă echivalentă ar fi cu 4, dacă amplificăm bine, cât 16 supra 4, 7, 28, nu? A, deci prima rămâne cu 3, asta rămâne asta de bază și prima să o amplifici cu câte vrei tu. Și așa mai departe, egal cu, dacă vreți, cu 100, nu poți să mulțești, egal cu 400, supra 700, sigur că da. Da? Asta înseamnă că altă continuă. Stabilit care dintre fracțiile
8 pe 10. Dar numai câte unul ai acolo, așa? Da. Mai dai și numai atâta ți l-au notat profesoara, nu? Da, dar mai am unul așa. Așa. Tot la fel ca la ceva. Am înțeles. Deci cum îți zici acolo? Dați 3 exemple de fracții egale cu fracția 5 pe 6, a căror numitor să fie este mai mic decât mai jos. Așa. Deci cum facem acolo? Scriem fracția. 5 pe 6, parcă era cât era fracția? Da, 5 pe 6. Așa, și egală cu, și acum aveți ce cerință? Numitorii să fie mai mari decât 40. Mai mici. Mai mici decât 40. Peste mă mici ca 1. Sau 2. Deci fracția era 5 pe 6, nu? Da. 5 pe 6 este egal cu... Am pus cu 1. Cu 1 e banală, este aceeași fracție, practic. Da, păi tot este adevărat. Da, mă, dar... N-am făcut mare prânz, adică totuși... Am făcut cu 2. Cu 2 și atunci face cât? 10 cu 12. A cărui numitor e mai mic decât cine? Da. Decât 20, parcă, nu? Decât 40. Decât 40. Egal cu alta, alta. Am făcut cu 3. Cu 3, da. Cu 6. Așa. Ștefania, ai o rezervă? Am dormit. Da, hai. Hai, te rog, continuați, continuați acolo. Cu 3, cu 4, cu 5, da? Da. Ia, găsiți găsi mai multe fracții. Așa. Am mers până în 3. Până în 3, da? Atât și până... depășește? Da, da. Nu depășește. Ba da, ba nu. Cât îți face? 5 ori... 5 ori 3, 6 ori 3, 18. Aaa... Dar asta de bază o mulțește. Aia, da. Păi poți să zici și pe asta. Dar de ce să nu o mulțești pe aceea de bază? Ca să ai teren mai mult. Da? Deci avem posibilitatea să... Până în 6, nu știu. Alo? 074. Stai, la 7. 11? Până în 6, nu ce crede. Până când deja la 7, de 35. De 35, de 42, la 70. Deci îl spun o dată. 074, 11, 4, da, 40. Perfect, gata. Bun sal. La revedere. Deci, avem 5 pe 6, 10 pe 12 și așa mai departe, până la, ca să fie mai mici, ca până cu 6. Dacă am plinit cu 6, 6 ori 5 sus, 30, 30 și 6 ori 6, 36. Și uite că asta ar fi ultima fracție care a putut-o scrie. Te rog, Ștefania, altceva? Stabiliți care dintre fracțiile 8 pe 10. 8 supra 10. Da. 13 supra 15. Așa. 20 supra 25. Da. 32 supra 40. Da. 24 supra 30. Da. 16 supra 15. Da. Nu 40 supra 50. Supra 50, da. Care dintre fracțiile este ce să spui? Da, sunt egale cu 4 pe 5. Care din ele sunt egale? Deci care sunt... Aia, stai, frumoasă. Sunt...
egale cu 4 pe 5, da? Bună ziua! Mă rog. Da. Vă rog. Da. Da. Păi, eu la ora 5 încep lecțiile, la 4, la 5 jumate încep cu clasa a 4-a. Intrați online acolo și vedeți ce fac și eventual mă puteți contacta atunci să stăm de vorbă, să vedem dacă se poate face ceva. Eu oricum, vedeți lecțiile acelea concret, în direct atunci. Acum sunt la 5, la clasa a 5-a. La 4 am început cu clasa a 5-a. Și urmează la 5 jumate cu clasa a 4-a, da, da. Bine. Atunci mă poate suna să-mi spună o problemă, să vedem, eu facem în direct acolo, dar acum sunt cu clasa a 5-a și vă dați seama. Vă rog. Da. Atunci, domnule, atunci. Da, da. Da, 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 da. Vă rog. Sănătate. Vă salut. Poate da. Fi 8 pe 10. Deci luăm pe 8 pe 10. 8 supra 10. Și ce să-i facem la 8 pe 10? Facem maxim simplificările ca să fie ireductibilă. Da? O luăm pe 10 și facem... O facem fracția ireductibilă? O facem, asta am luat. Am luat-o 8 pe 10 și facem ireductibilă. Păi putem să o amplificăm prima oară. O simplificăm. Păi... La, ca să o facem ireductibilă, trebuie să o ajungem în stadiu în care ea nu mai poate fi simplificată. Da. Prin 2 ar merge, da? Că atât numărătorul cât și numitorul se împart prin 2. Deci cât ar veni prin împărțirea prin 2? Vine 4 pe 5. 4 pe 5. Asta este ireductibilă. Este ireductibilă. Iată că am ajuns la prima, chiar cu prima fracție la testare și am găsit că este 4 pe 5. Deci remarcăm că asta este adevărată, da? Mergem mai departe la 13 pe 15. Și vedem dacă mai poate fi simplificată. Cristina, ce părere, mai poate fi simplificată? Nu. Deja se vede de departe, pentru că 13 număr prim nu se poate simplifica, da? Este ireductibilă. Da? Ireductibilă. Nu mai am ce să fac. Merge mai de la 20 pe 25. Ce aș putea la 20 pe 25? Printr-un 5, corect. Și face cât? 4 pe 5. Iar și asta este una din fracțiile care au ca valoare tot 4 pe 5, merg deci la 32. De 40 merge prin 8. Așa, prin 8. Cel mai mult. Da, și vine... 4 pe 5. Adică 32 se împarte la 8 și 32 și 40. Da, da. Da? Da. Deci vine cât aici? 4 pe 5. 4 pe 5, că este și aceasta și adevărată. Asta este adevărată. Apoi 24 pe 30. 24 pe 30. Ștefania, prin cât ar merge? Prin 6. Și vine 4 pe, da, pe 5 și asta e bine. Apoi 16. Așa. Ce părere avea 16 pe 15 și prin cât putem simplifica? Păi putem simplifica? Nu putem. Nici prin 2, nici prin 3, nici prin 5. Deci e ireductibilă. Da? Vrea asta de jos prin 5, dar nu vrea cel de sus. Vrea asta de numărătorul, vrea prin 2. Ar vrea ce? Ireductibilă. Vreau mai simplu, cam o dată prin 1. Hai, mă, supăream. Prin 1 se simplifici tu. Dar mai se simplifici tu prin 1 cât vrei. Dar eu nu simplific prin 1, da? Mergem mai departe. 16 pe 15, 40. 40 pe 50, să vedem 40 pe 50 pe cât. Alo. Alo? Da? Prin cât simplifică marca oa? Prin 10, da? Și este egal cu cine? Cu 4 pe 5. Da? Altceva, alte fracții. Atât. Da, măi, da, poftim. Asta a fost tema? Păi, tu de unde ești? De la... Ești Florentina?
Valentina, acum sunt în lecții, la clasa a 5-a. Tu ești din clasa a 5-a? Păi când termin lecția, când vezi că termin lecția la a 5-a, nu vine peste mine în timpul lecției, că nu pot să stau de vorbă cu tine. Când termin și te anunț, am terminat tema, atunci mă suni, bine? Bine, bă. Altă fracții, am 14-50 și atâta. Deci, practic, ce s-a vrut aici? A vrut să vadă dacă reușim să aducem fracțiile în varianta de fracție ireductibilă, da? Mergem mai departe, te rog. Descrieți două fracții de forma AB, adică un număr, e vorba de un număr de două cifre. Supra CD. Așa. Care sunt egale cu fracția 7/20. Deci, să scriem două fracții care să fie și numărătorul și numitorul din două cifre, încât să fie 7/20. Păi, adică trebuie să fie egale? Da. Adică plec de la asta și să obțin pe asta. Păi cum se pleacă la o fracție ca să obține echivalent? 65/... O amplificăm cu? Amplificăm cu 1, 2. Nu cu, mă, băi, tu cu 1 mă nebunești. Băi, tu îți bagi loc de mine cu 1. Băi, ule. Tu ești setat cu unul ăsta, băi. Unul care îți vine minte. Șterge-l din minte. Da? Îl șterge acum. Să încercăm să mulțim cu 2, că la mulțirea cu 2, 2 ori 7, 14. Cât el înmulțește cu 1, noi mulțim cu 2. Da? Deci 2 ori 7, 14 și am obținut două cifre. Gata. Deci plec de la 7/20. Și aici amplific cu cât? Cu 2. Nu, amplificat în 10. Da. Așa, în partea asta, deci cu 2. Și atunci va fi egal cu 14 supra... Cât, Ștefania? 14 supra... 40. Și o altă egală, că o zis măcar 2 să scriem. Da. Noi o să scriem cât ne permite. Acum cu 3, da? Și vine 3 ori 7, 21 supra 60. Și mai putem scrie încă o fracție? Poate. O 4, sigur că 4, 7, 28. Supra 4, 20, 80. Da. Și cam atât. Că dacă mulțesc cu 5, se ajunge la 100. Și depășește două cifre, da? Acum, tot fracția asta de supra CD să fie egală cu 12 supra, deci, 14. Din nou luăm fracția AB supra CD. Da. Așa, să fie egal cu 9 supra? Nu, 12 supra 14. 12 supra 14. Din capul locului nu-mi place, că nu este ireductibilă. Da. De aceea o să o fac ireductibilă. Da. O să mulțesc cu cât aici? Cu 4. Nu, asta e... Da, o facem ireductibilă. Cu 2. Cu 2, mă! Păi da, nu înțeles, o facem ireductibilă sau ireductibilă? O facem ireductibilă. Reductibilă o să poate. Nu e bine să spunem că o facem reductibilă. Noi vrem să o facem ireductibilă, că este simplificabilă, da? 6 și 7. Deci amplificăm aici cu? 2. Simplificăm prin 2, da? Și face 6/7. Și acum, pe ea de bază, asta, o amplificăm cu... Cât? Cât, ca să vină din două cifre. Păi putem să amplificăm cu 5... Bă, chiar cu 2. Da. Chiar cu 2, băgăți, da? De 12. Deci vine 12 pe 14, este, iată, prima fracție, adică cea de la care am pornit. Apoi, da, cu 3, 18/21. 18/21, Ștefania, altă variantă. Cu 4. Așa. Deci... Și 4, nu? Pe... Sau egal mai departe, Ștefania, cu? 5 ori 6, 30. Așa. 5 ori 7, 35. Da? Sau egală cu? 6 ori 6, 36. 36 pe 6 ori 7, 42. Sau egală cu? Ultima, care poate fi cu
din două cifre. Vă rog să vedeți care este ultima. Cu 7. Cu 9. 7 ori 9, 63, chiar și cu 10, chiar și cu 11. 7, 7, chiar și cu 12, 84. Dar domnul cu 12 pe 14. Care după aia dă pe 3. Nu era principalul, Paul. Deci eu am luat-o pe asta de aici, da. Dacă o luam pe asta de aici, bunoară, și eu am peticat cu 3, ne dă 36 pe, uite, 42, nu? Deci, de ce m-am dus eu? Ca să-mi ofer teren de lucru să obțin mai multe fracții. M-am dus, am căutat-o pe ea ireductibilă și pe asta am amplificat-o cu diverse și am dat și peste ea, e drept, pe parcurs. Dar eu mi-am pregătit terenul cu ireductibilă și pe urmă am amplificat. Spuneam, cât pot să merg cel mult? Cam 7 ori cât să fac aproape de 100? 7 ori... ori 11, 7, 7, nu? Da. 7 ori 12, 14. 7 ori 7, 4, 28. 98. Deci cu 14. Ultima care s-o putem obține... Cu 12. Adică 12 pe 14. Ar veni cât aici. Într-un fel amplificăm cu 6 și 7 amplificăm cu 2 și ne dă 12 cu 14, cum ne cer exercițiu. Și astea cam sunt tot din mine. Încă o dată. Autorul ne-a cerut să găsim 2-3 fracții, nu multe, nu știu. Da, 3. 3. Noi am găsit nu numai 3. Am găsit 2. Da? Două fracții. Noi am găsit mai multe și eu mi-am spus cam câte mai pot continua și varianta la care am ajuns era să mulțesc pe 6 pe 7 cu 14, da? Și vine 6 ori 6 ori 6, 6 ori 4, 24, ar vine 84. La mulțirea cu 6 ori 14 vine 84. Deci 84 supra mulțit cu pe 7 cu 14, 98. 98. În concluzie, vreau să vă atrag atenția că am respectat ideea de a fi cu câte numele din două cifre, numărătorul și numitorul, dar n-am găsit numai 3, cât a spus autorul, ci am găsit chiar mai multe fracții, da? Da? Deci mult mai multe fracții. Finalul este că trebuie, câte am găsit, chiar 14 fracții. Când am plecat la mulțirea lui 6 pe 7 cu cine? Cu 2, cu 3, cu 4, am găsit 13, să spunem pe cea dreaptă, că din 14, dacă scădem pe 2, nu? Că am mulțit cu 2. Da. Vine 13 fracții, cu scădem, vine 12 și cu 1. Așa se face diferența și aflăm exact câte am zis. Altceva, te rog, Ștefania. Determinați numărul natural meu. Deci nu e egal cu cine? Astfel încât următoarele fracții să fie egală cu fracția 5 pe 6. Următoarele fracții? Așa. 35 supra n. Așa încât, așa încât. 35 supra n să fie egală cu? 5 pe 6. 5 pe 6. A să văd idei de la voi acum. Păi, la fel pe noi, adică le amplificăm pe noi. Amplificăm cu cât ca să ajung la 35? 7. Deci am amplificăm cu 7, da? Da. Și ar fi echivalent cu scrierea următoare. Dar nu cu 6. Deci, dar nu cu 7. 6 ori 5, 30. Și 7 ori 5, 30. Dar să avem același numărător. Da? Să fie numărător egal, că acum numitorii îți rămâne problema de descoperit. Și vine 35, deci 35 pe n, să fie egal, Ștefania, 7 ori 5, 35, supra 7 ori 6, 42. Și atunci n egal cu 42. Deci rezultă că n egal cu 42. Foarte tare. Acum, fracția 30 supra 2 ori n plus 4 să fie egal. 30 supra 2 ori n plus 4 aici la numitor să fie egală cu 5 pe 6. 5 pe 6. Păi acum amplificăm cu 6. Cu 6 ca să ajung la 30, da? Deci cu 6 și echivalent scriem din nou 30
supra 2 în plus 4 este egal cu, da? 3g supra 2 în plus 4 egal cu 6 sau 5? 16. 30 supra... 16. Cum 16, mă? Păi 6 ori 2... 6? Mă, lasă 6 ori 6, mă. 36. Am amplificat-o, mă, că n-am amplificat-o și numărătorul și numitorul, da? Supra 36. Și acum, având numărătorii ăștia egali, trebuie ca ăștia la să fie egal. Deci de aici rezultă neapărat. Că neapărat, că 2 în... 4 trebuie să fie egal cu 36. Echivalent cu 2 în... egal cu... 36 minus 4. 36 minus 4. Egal cu 32. Deci echivalentul 2 nu e egal cu 32. Nu e egal cu 32 împărțit la 2. Nu e egal cu 16. Egal cu 16. Iată că am răspuns. Deci iată că aici a fost mai interesant. Deci autorul ne-a spus așa. Îți dau fracția 30 supra 2 n plus 4. Găsește-l tu pe n. Ca după ce îl înlocuiești să ajungi la 15 pe 6. Dar am plecat invers. Am egalat. Ca să aibă aceeași numărătoare, am amplificat cu 6. Am ajuns să aibă același numărător. Da. Am, fiind două fracții egale, numărătorii egal, obligăm numitorii să fie egal. Deci 2 n plus 4 este egal cu 36. Am scăzut un 4, deci 2 n egal cu 32. Nu e egal cu 32 împărțit la 2, nu e egal cu 16. Dacă înlocuim acum aici și lucrăm, ne va da 15 pe 6. Da. Sunteți convinși? Da. Sigur de așa. Mergem mai departe. Tot fracția 5 pe 6 să fie egală cu 25 supra n pe lângă n plus 1. N plus 1 să fie egal cu 5 pe 6, da? Da. Deci, tot fracția aceea 5 pe 6 să fie și 25 supra n pe lângă n plus 1. Cu cât să o amplific aici ca să fie, să fie de folos? A, cu 5, sigur că da, cu 5 și vine echivalent cu 25, vorbește ceva în ea. 30. Schimb din nou, 25 și n pe lângă n plus 1, egal cu 25 supra 30. Supra 30, echivalent. 30. Adică da. N pe lângă N plus 1. N plus 1 egal cu 30. Și acum... E, acum să vă văd. Acum să vă văd. Cine este N? Acum e acum. Foarte tare ghiciu. Ce N să pun eu când să ne mulțesc să dea 30? Nu, 4. 4. Nu la același n să-l pun. Nu pui un n într-un fel și altul. Nu, când ai zis n, este amândouă. Ce n să pun? Nu, ca 30. Da, 4. 4? Vine 4 ori 6. De 6 mă unde vezi 6? 4 ori. 4 și cu 1, 5. 4 ori 5 fac 20 și fac 30. Păi cu 5. 5 ori 5, 25. Nu-ți înțeleg. Deci, întrebarea este ce n să pun aici? Dar să pun același n și aici și aici? Nu pot să pun niciun n care să dea plus 1 să fie 30. Păi cu, de ce? 5 nu-i bun? Nu. El zice că 5 nu-i bun. Hai să încercăm. Ba da! 5 înmulțit cu 5 plus 1. Nu? 5 înmulțit cu... 25 plus 1. Și faci 5 ori 6, 30. Da, uite cum faci eu. Mă, ce faci? Nu să fac în paranteze întâi, mă? Cum? Nu trebuia să adunăm 5 cu 1? Nu. Bă, da. Cum înțelegi? Păi da, mă, trebuie să facem paranteza. Și 5 cu 1 fac 6. Și 5 ori 6 fac 30, da? 5 ori 6 și egal cu 30. Deci ăsta e bun. Nu e egal cu 5. Pentru că asta facem. Trebuie să facem calculul, nu? Da. Pe n îl punem și... întrebarea. Cât să fie n cât n minus 1 ori n plus 1 să dea,
să dea um, 120. 5. Ce să pun eu încât să dea 120? Asta 5. Ca un antrenament pe făcut de noi. 4, în prima franteză, ori 5, ori 6. Adică... 4 să fie cine? Asta, nu? Da. Și atunci, ca să fie 4, cât se pune pe loc de noi? 5, nu? 5, dar vine 5 minus 1, ori 5, ori 5 plus 1, și lucrăm să vedem dacă ne dă 120. 5 dar minus 4 8. 4 ori 5, da, ne dă 120. 4 ori 5, ori 6. 120, 6, 120. Deci, vedeți, ghicim foarte repede, pentru că aici sunt numere consecutive. M, M plus 1, da? Era vorba, ce două numere consecutive să facă 30. 5 și 6. 5 și 6, 30. Deci de aceea trebuie să fim atenți. Altceva? Atât ai avut tu. Voi vă rog și să vedeți și tema voastră. Și Florentina, după ce termin cu tema lor... Cristina. Sau Florentina? Sau? Florentina. Florentina, fac așa. Te rog, Cristina, acum să-mi dai tema ta. Deci după ce termin Florentina cu ei, dar tu urmărești lecția acum, că ce este de folos și știi ce facem noi aici. A nu înțelege că numai lecția ta e. Dar nu numai lecția e importantă, nu? Așa, și să prietenii noștri să observe că cei care ne urmăresc au libertatea să intervine, dar după ce noi terminăm tema pentru, pe care o avem. Așa, dar te rog... Ștefan, Cristina? Dacă. Dacă. 3,2. 3,2. Este mai mic decât A. Mai mic decât A. Mai mic decât 7,2. Da. Și 1,3. Și o altă condiție, da? 1,3. Mai mic decât B. Și mai mic decât 3,7. Da. Atunci. Din asta a doua, da. Atunci. Determinați între ce numere este cuprinsă expresia. Amic. 2A plus, deci 2A plus 3B plus 23,456. Așa? Între ce două numere? Cui aparține? Între cine și cine este încadrată, da? Adică între cine? Între ce numere este cuprinsă expresia. Între ce două numere este încadrată? O faci. Păi prima împărțim 23,456 împărțim la 2A. Adică, da. E posibil? A, nu. E posibil în matematică? Da. Nu, Paule. Paule, noi trebuie să punem mâna pe 2A. Da. Dar știm că au e cuprins între cine? Între 3,2 și 7,2. Asta e. Ca să apară 2A, 2. Dar ca să apară 2A, nu știm cât este A. Este orice număr de la 3,2. Ori la a doua. Nu la a doua. Ori 2. Ori 2. Atenție. Copii, ce înseamnă că A e cuprins între 3,2 și 7,2? Puteți să-mi dați un exemplu? Adică 4,7. Adică ce înseamnă 4,7? E de la 3 încolo, da, și nu atins pe 7. Da, 4,7. Sau 3,3. 3,4. 3,4. Și mai departe. Câte sunt aici? 3,4. O infinitate de numere. Foarte, foarte multe. Deci luăm 3,2. E mai mic decât A. Mai mic decât 7,2. Da? Lucruri pe care le avem precizat. Dar noi avem nevoie nu de A, ci de 2A. De aceea amplificăm aici cu A, cu 2. Deci înmulțim cu 2 toată, toți termenii. Adică sunt toți termenii aceștia, 3 înmulțim cu 2. Și echivalent cu 2 ori 2, 4, virgulă, și 2 ori 3, 6. 6,4. Deci înmulțim cu 2. Când am ajuns la virgulă, punem virgula. Da. Da? Da. Deci vine 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. Mai mic decât 2A.
Mai mic decât 2A. Mai mic decât, cât face aici și Paule? 2 ori 2, 4. Și 2 ori 7, punem virgula, 2 ori 7, 14. Deci iată că dacă au singur, e cuprins între 3,2 și 7,2, 2A, dublu, e cuprins între 6,4 și 14,4. Da? Plecăm acum cu B-ul. Despre B, știam că este cuprins între, iată ne spune aici, 1,3 și respectiv 3,7. Cu cât să înmulțim inegalitatea asta? Eu am nevoie de cine am în expresie? 3B. De 3B. Deci o să mulțim cu 3 și o să avem echivalent cu... Ștefania, te rog să spui tu. 3 ori 3. 9. Și 3 ori 1. 3. 3,9, da? Mai mic decât... Mai mic decât 3 ori B. Foarte bine. Decât 3 ori 7, 21. 1, 1 și 2 păstrăm. 3 ori 3, 9. Și cu 2. 11. 11, da? 11 și punem virgula după o singură cifră, ca tot avem noi. Avem o singură decimală. Bun. Acum, să le adunăm membru cu membru, că zice 2A plus 3B. Deci tragem linie și le adunăm ăștia din stânga, capetele din stânga, cei din mijloc și cei din dreapta. De ce le adunăm? De ce le adunăm? Pentru că așa spune aici. Să le adunăm. Să adun eu? Da, te rog. Păi... 49. 13. 3. 31, virgulă. Am ajuns la virgulă, punem virgula. 1 acela. 10. Că 3 cu 6, 9 și cu 1, 10. Deci 10,3, mai mic decât... 5B. Nu e adevărat, mă, că sunt mere și pere. Deci mere și pere. 2A plus 3B. 2A plus 3B. Mai mic decât Cristina a adunat acum. Ai imediat. 4 plus 1, 5, punem virgula. Da. 4 plus 1, încă o dată 5. Și da. 1 plus 1, 2. 25,5. Deci iată... Că 2A plus 3B, 2A plus 3B e cuprins între 10,3 și 25,5. Dar mai trebuie să adăugăm peste tot în 23,456. Deci mai adunăm peste tot, în toți membrii, adunăm 23,456. Da? Adică la 10,3 adunăm pe ăsta. La 2 plus 3B plus 10 plus ăsta, că nu se poate aduna, că sunt necunoscuți. Și la asta adunăm iarăși în partea asta. Deci de o parte luăm așa. 10,3 adunat cu... 23,4. Să-i spune și lui Ștefania că se așează virgulă sub virgulă. Da. Deci partea întreaga asta, 23. Și la minus se mai adaugă un 0. 23 Ștefania. Da. Și pe urmă punem pe celălalt. 4, 5, 6. Poți și se adună 3 cu 4 și celelalte... Așa se surprinde că ar fi 0. Ne imaginăm că este 0, da. Se poate pune la adunare, nu este obligatoriu, dar la scădere este. Ce nu e obligatoriu? Să punem 0. Deci la adunare nu e obligatoriu, dar noi ne subînțelegem. La scădere este. Deci subînțelegem, da? La 33,6 6 și cu 0, 6. 5 cu 0, 5, 4 cu 3, 7, virgula, am ajuns în dreptul și 3, și 1 și cu 2, 3, 33. Deci vine 33, 756. Și acum zicem, 33,756 e mai mic decât 2A plus 3B și plus cât am adunat. Cât am adunat? 23,456. 23,456. E mai mic decât. Acum trebuie să adun pe 25,5 cu ăsta, Ștefania. Deci de o parte, Ștefania am ajutat acum că ia. 25,5 plus 3,456. Și spuneam, punem, pun 2 zerouri. 6, 5, 9, 8,
4. 48,956. Ce întrebare a avut-o? Între cine este cuprins? Cine este în stânga? Pentru expresia asta. Cine este în dreapta? Iată, am răspuns. Deci dacă A-ul e cuprins între 3,2 și 7,2, B-ul între 1,3 și 3,7, atunci expresia obținută din asta, mulțim cu 2 pe ăsta, cu ăsta cu 3, adunând nu știu ceva, toată expresia asta, iată, toată expresia asta, așa, este cuprinsă între 33,756 și 48,950. Da, e calitate de numere. Poftim? Infinitate de numere. Sunt o infinitate și spațiu destul de larg. Da? Deci e destul de larg. Dar, iată, vezi, măi, Paul, spune că e simplu. Nu e simplu deloc. Deci am plecat de la ea și am tras cu coada ochiului să văd care e expresia. Am înmulțit cu A, cu 2, că aveam 2A. Am înmulțit pe asta cu 3, că aveam 3B. Le-am adunat. Am adunat în toți membrii pe 23,456. De ce? Fiindcă era în componența expresiei 23,456. Da? Dar mai departe... Să vedeți pe ce. Mai frumos este, nu? Da, pe B. Mă bucur mult. Nu, mă așa. A la a doua plus B la a doua. Wow! Deci, aici, cum vedem, A la a doua, nu? Da. Ba, adică este același loc, același numere. Același numere A și B, dar am nevoie de A la a doua și B la a doua. Plus B la a doua. Și acum mai vine unul mai. Bă, dar ce mi-ai făcut? Dar tu puteai să nu spui chestia asta. Aici m-am încurcat de tot. Cum să fac eu aici? Cum să fac eu chestia asta? Auzi, îți iau câte ceasul. Îți mai mă gândesc. Nu ai trageți de tine! Da? Ia să văd cât s-a făcut aici. Ce să fac eu?